pe CSB și cu echipa națională. V-am spus despre echipa națională că astăzi vor fi cam toți. Intră în linie dreaptă și da, a fost un joc școală ieri. A fost un joc școală cu o formulă apărut surprinzătoare pentru cei care au văzut primul 11, dar explicația ține și de faptul că mulți nu erau încă, abia vineați vreo 6. Nu erau la nivel. Apoi, Ianis Hagi cu George Pușcaș abia veniseră la lot. Apoi, Bancu era și el abia sosit. Mihail, înțeleg că era puțin încărcat, apropo de ultimele antrenamente. A fost Târnovan în poartă, Sava repriza a doua și s-a jucat pe linia de fund Rus la dreapta, Mogoș la stânga, Nedelcearu și cu Marius Marin centrali. Marius Marin fundaș central. Marius Marin fundaș central. Așa s-a început. Așa s-a început pentru că Burcă băga, și cu Sorescu încă n-au făcut antrenamente cu echipa. Burcă trebuie să efectueze astăzi al doilea remene și dacă totul este în regulă Bancu a avut meci cu Andrei Burcă cu Clujul. Abia ieri a venit și Bancu. Apoi la mijloc a fost șutolarul Stanciu. Asta mai merge. Șutolarul Stanciu, iar în avamposturi, Man, Alibec, Florinel Coman. Poate fi chiar formula care se va începe. Eu cred că sus așa este chiar formula care se va începe, așa cred. Depinde. Pușca sau Alibec, dar cred că așa, Man la dreapta, Coman la stânga. Dar cum Dumnezeu, doi, dar nu știu, au mâna ruptă. Întreabă-l pe Bonel, că și Bonel a fost cu mâna ruptă săptămâna trecută după ce a fost la Cupa Presei. Bun, tu așa la pensie, dar aia vii. În carieră, deci mâna ruptă, doi, și Burcă și Pușcaș. Se întâmplă la fotbal orice. Bine, cu, acum o săptămână erai pe teren la Cupa Presei. A avut-o la și trei ore, la trei ore după îmi trimite mesaj că și-a mâna în gips. Bună și ne auzim peste 3 zile. Aici la Cupa Presei. Nu, era cu probleme. Am căzut în... Deci a bătut pe ProTV și pe ProSport cu mâna ruptă. Asta e, nu? Am avut mâna... De fapt, am ligamentele întinse. Și m-am lovit miercuri seara și vineri aveam meciurile. Și am spus, am promis că vin, nu puteam să spun că nu vin. Am spus, gata, sunt prezent. Și am spus, mă duc, vine, după ce termin cu dumneavoastră, o să vă mână în ghips. Și așa am făcut. Păi, trebuia să vii cu un bandaj de ăla cu n-am ceva. Cu ai venit cu mâna goală. Deci să nu mai vii cu mâna goală, că nu-i bine. A frumos, competiție frumos. Zine bănele de euro. Sincer, am trăit cele mai frumoase emoții. Mi-a trimis Iulian din regie. Cele mai frumoase 12,4 km ai alergat cu Franța? Eu cred că am alergat și mai mult. Asta e oficial, da, da. Erai cu ceasul pe mână, te-ai cruz. Credeți-mă că l-am avut pe Abidal ca și adversar. Abidal? Înainte să aibă el necazurile. Da. Ca la Barcelona în momentul ăla. Și vă spun sincer. Mi-a spus în felul următor, Neapiți. Bănelii, nu-mi interesează ce faci tu. Tot jocul al Franței e bazat pe urcarea lui Abidal. Nu mă interesează, stai după el, tata. Vorbești nebiți, stai după el, tata. Stai după el, te duci și la toaletă. Nu am mișcat. Dar cât am alergat, fraților. Vai de capul meu. Ce fotbalist. Incredibil. Incredibil ce fotbalist. Bun. Băi, uite așa. E printre cei mai tari adversari care ai avut tu? Mai ales la nivelul acesta. După Roberto Carlos. După Roberto Carlos. Da. Abidal. Mi s-a părut mișcat. Fundaș stânga complet, aproape de Roberto Carlos. Urca foarte mult, centra și trebuia să-l blochez tot timpul. Dar să spun așa în mare, cum am trăit un moment până să ajung la campionatul european, mai erau 3 săptămâni, am mers într-un antrenament. De 2008, știe lumea, de 2008 vorbim. 2008, dar mine de 2008. Atunci am fost... Păi știu că atunci ai fost, dar na, poate sunt mai tineri care se uită și că nu-și mai amintesc. Da, în 2008 am avut șansa și plăcea de a juca la campionatul european. Dar n-ai răspuns, scuze-mă, paranteză. Florentin Petre sau tu, cine era rezerva, cine era titularul? Nu, primul meci l-am jucat eu titular, al doilea l-a jucat cu Franța, al doilea a jucat el cu Italia. Și am intrat și eu. Al treilea l-am jucat eu. Olanda. Și a intrat și el. Olanda la Basel, cred că am jucat. La Berna. Da, așa că sunt cele mai frumoase sentimente, într-adevăr, așa cum a zis și Florentin Petre, că când te apuci de fotbal și muncești, îți dorești să ajungi acolo sus, să ajungi la cea mai titrată echipă, să joci Champions League, dar pentru mine cel mai special este să joci la un campionat european sau mondial. Munca atunci, îți dai seama, da, am muncit la și realizările sunt acelea că când ajungi,
acolo să joci cu cei mai buni fotbaliști. Vrei să spun ceva? Și am plecat într-o grupă incredibilă. Ce? Grupă ca aia nu... Și aveam șanse niciodată foarte mari să ieșim. Grupă ieși ca aia în 16, în turneu de 16. Franța, care era... Păi stai, suntem în 2008. Italia era campioană mondială. Italia era campioană mondială în titră, da. Franța era... Nu era nimic. Nu era o echipă bună. Bună, nu, cu ce? Ce făcuse la Euro în 2004? La Euro în 2004. A, păi nu, nu, păi stai puțin că era, păi nu, Franța era vicecampioană mondială. Vice... Ah, da, era nimic. Erau, o bătuse Italia. Păi, campioană și vicecampioană mondială, da. Listele de la Berlin. De la Berlin, de cu 2 ani înainte. Plus Olanda, plus Olanda, Olanda care... pe care noi o lovisem în preliminarii. Da. Adică ne-am calificat noi și ei și am căzut în grupă cu ei și acolo, cu Goian. Și acolo am făcut 0-0. Noi n-am pierdut. Nu, am făcut 0-0 acolo, da. Și la ei am făcut 0-0. Da. Și la Constanța 1-0. Și, da, într-adevăr, am alergat foarte mult. Că spune 12 km, cred că am alergat 14 km. Bun, hai să vă zic eu și acum altceva, ceea ce nu e chiar așa frumos. Deci tu ziceai că la mondiale, nu știu ce, băi, noi la mondiale, la turnee finale, am mai făcut una alta. Dar la campionatul european, noi avem 5 participări la turnee finale, începând din 84, de fiecare dată 3 meciuri, în 2004 meciuri, că ne-am dus în sferturi cu Italia, avem o singură victorie, dragii mei. Victoria cu Anglia, cu Ganezu, cu nu știu ce. Deci noi în 16 meciuri de turneu final european... Eu am încredere. Sincer. Avem o singură victorie. Eu deci am o singură victorie. La mondial am bătut Argentina, sincer, am bătut Columbia de două ori, am bătut Anglia, am bătut, am bătut. Eu la am Euro credere. Avem o singură victorie. Va fi un Euro dar special? Dar goal-getter de Euro? Cine e goal-getter all-time al României la Euro? La turneele finale? Da. Ar trebui să ne edifici tu, că eu am vorbit ieri. Imediat mă uit. Am vorbit ieri cu cineva care a marcat la Euro. Adilie? Chiar... Nu. Păi stai, Adilie are unul. No. Care are Adilie unul? Cu... Nu, moldovan îl are, cu Germania. Adilie n-are niciun gol. N-are niciun gol. Deci stai așa, avem Bălă Nicora și în 84. Hai că nu te mai nu mă mai chinui. Nu te mai fier. Te lasă, le iei pe toate? 96 n-avem. Ajungi în 2016. Bogdan Stan cu da, două goluri din două penalturi. Da, cu Elveția și cu Franța. Deci Motanu e singurul care a dat două goluri. Singurul care a dat două goluri. Nimeni nu mai are două. Nu, Ganezu unul. Cine a mai dat atunci cu Anglia? Mutu cu Italia. Chivu, Cârligu. Chivu, ăla. Dorinel și Ganezu cu Anglia. Chivu, Cârligu peste așa. Da, exact. Niciunul nu e cu două. Niciunul nu e cu două. E Bogdan Stangu. E Stangu, da. Coraj da. Bălă din 84. Ăsta e material de editorial, pentru că nu știi ce să scrie astăzi. Da. Sau îl scrie pe măstrăci, ne apropiem de începutul. Acolo, acum încă sunt șucăre cu Lirea, Ungheni, cu astea. Ai de astea, ha? Ai de astea mai locul.